scenariu, cred. Da. Salut. Bună. N-a avut cine să-i oprească, a trecut prin piață. Liberalii mai devreme numai aici așa a fost. Flori pe loc unde a fost omorât Boboc. Se pare că s-au convins și ei că trebuie stat puțin în piață. Măcar acum, măcar aici. Tăcut, tăcut pe lângă Ministerul de Interne, tot tăcut, au de gând să stea și în fața procuraturii. Niciun... Da, da. În fața procuraturii generale, tot în liniște. Așa e comod, așa protest. Din cauza acestor organ, practic, se persoană va pot veni din cauza celor 347. Deci, vom sta aici și apoi ne vom povesti mai multe. Nu știu, de dosarul meu s-a ocupat procuratura municipală, nu cea generală. Comod protest. Mergi ca la mormântare, prin oraș, nimeni nu știe cine a murit, tăță strești și gata. Am vrut să mergem pe Bulgară, la bărlogul lui Plahotniuc și al lui Candu. Și tare dezamăgit. Dar ce e încolo? Că încolo sunt bariere, nu? Și da, dar și dacă sunt bariere? Încolo eu am vrut, încoace ea nu-mi place. Acolo, dar ce vin are Plahotniuc? El e om de afaceri și politician, el și treaba are cu victimele din aprilie. De fapt e corect că rahatul de procuror principal. El e vinovatul. Și procurorul principal n-are nicio legătură cu Plahotniuc. Nu, Doamne ferește, e legătura numai cu banii, dar altfel nimic. Adică ei, într-un cuvânt așa, dacă se spune, dacă vreți să folosești, că nu degeaba, când l-am întrebat odată, acum câțiva ani în urmă, la memorialul de la gara feroviară, memorialul deportaților. De fapt, era încă Leancă prim-ministru și Lupu era acolo și zic, și nu a înființat partidul ăsta, dar, mă rog, dar Leancă zice că ia că domnul Lupu și cu Deacov și cu tot ceilalți, Deacov, zic, dar și culoare și-o ales, dar și nu știți culoare albastru? Zic, dar ce și-o ales albastru? Așa o hotărât ei. Apoi zic, dar nu cumva ei sunt albăștrii? Dar zic, dar cum ați și culoarea lor pe limba rusă? Și atunci am niște prieteni din pază aici, dar unul taman era cunoscut un coleg, un consilier de-a lui Leancă și zice, ei, doamna să-i zice, nu se poate, așa, zice, iată, de stă pază și poate să aveți. Am zis, nu, dacă i-a întrebat cum e culoarea lor din parus. Și zice, că e acum merită 100%.
sănătate și mulți ani. La revedere. La revedere. Metaliera în România, iar nu știu.